De ce NIO nu a mai crescut în ultimele săptămâni și se menține într-un canal între 55 și 60 de dolari per acțiune? Deși nu a avut parte de anunțuri negative, ci chiar câteva anunțuri pozitive, printre care și faptul că va răscumpăra 3,3% din acțiunile pe care nu le mai deține în NIO China. Primul motiv ar fi faptul că în ianuarie a crescut cu peste 50% de la 40 de dolari la 62 de dolari per acțiune și în mod normal te poți aștepta ca, mai ales că acțiunile de la o firmă cu creștere exponențială, să crească așa de mult și să nu existe profit-taking de la investitori. Și aceasta este chiar o companie tânără, nu e o companie de făcut bani încă. Și încă nu te poți aștepta de la stabilitate de la aceste acțiuni. Nu sunt o companie care este profitabilă în acest moment și având în vedere că au nevoie obligatoriu de extindere, probabil se vor extinde și în Statele Unite și în Europa, vor lăsa profitabilitatea pe un loc secund, probabil pentru chiar câțiva ani de acum încolo. Expansiune explosivă, cum s-a văzut la NIO, în mod normal se vine cu preț de acțiune exploziv și asta uneori duce și la corecții foarte puternice, mai ales atunci când prețul poate să sară în sus prea repede și prea rapid. Și se corectează în jos în mod corespunzător și uneori posibil chiar să se supracorecteze, adică să scadă chiar mai mult decât ar fi cazul. Și ciclul se repetă, după aceea începe iarăși să crească și la fel la un moment dat începe iarăși să corecteze în jos. Ceea ce va duce absolut în mod obligatoriu la o foarte mare volatilitate pe acest tip de acțiuni. Investitorii care sunt pe termen lung nu au în principiu de ce să-și facă foarte mari probleme, dar cei care vor câștiguri rapide și în scurt timp se pot trezi în situația neplăcută să fie cu 10, 20 sau chiar mai mult sub prețul lor de intrare. Și în principiu vor trebui ori să aștepte, ori să-și asume pierderile și să caute altă posibilitate de câștig mai rapid pe alte acțiuni, poate chiar mai riscante decât acesta. Și trecem acum la un al doilea posibil motiv mai serios și anume, banii vor fi retrași foarte rapid din firme care sunt la început de creștere exponențială, atunci când avem nebunie cum este cea pe GameStop și volatilitate foarte mare pe piață. Ceea ce se întâmplă chiar în acest moment. Și există încă lockdown-uri în Statele Unite. Vaccinul este cam de o lună de zile, cam bate pasul pe loc. Deci multă, multă incertitudine referitor la ce se va întâmpla în continuare. La asta se adaugă și discuțiile despre stimulus care se schimbă de pe o zi pe alta. Au zis la un dat că vor să crească și salariul minim la 15 dolari pe oră. Acum se pare că Biden a renunțat la această idee. Nu se știe exact când va fi implementat noul stimulus de 1,9 trilioane de dolari și dacă va rămâne la 1400 de dolari
și iarăși cine îl va primi. Adică ce venituri vor avea maxime trebuie să aibă cei care vor primi acest stimulus. Și automat, la fel probabil și unii din cei care au vrut să joace pe GameStop și au avut câștiguri mari deja pe NIO, au marcat profitul aici și au încercat să bage bani în GameStop și să câștige ceva mai rapid și mai mulți bani. Și acum ajungem și la motivul al treilea și care poate și cel mai serios. Și asta ține de short interest. Am pus aici graficul evoluției prețului acțiunilor din septembrie și până acum și am făcut un tunel cu două linii paralele care evidențiază evoluția crescătoare a prețului. Dar ce trebuie să luăm în considerare și se pare că foarte puțini au verificat acest lucru, este și cât de shortuit este stocul. Dacă ne uităm pe graficul evoluției, se observă că în ianuarie a început la un moment dat, a început să scadă și a scăzut accelerat de când și a apărut problema cu GameStop-ul, iar acum începe din nou să crească. Problema care este aici rezidă în faptul că oricum orice nivel peste 20% este totuși foarte mult. Deci NIO este o companie foarte shortuită și asta nu este făcută doar de investitori individuali, ci aici sigur există hedge fonduri cu bani cu miliarde probabil investite în așa ceva. Dacă ne uităm și la GameStop, se observă că și la ea a scăzut, deci când au început cei de pe Reddit să cumpere, în final a scăzut, instituțiile, hedge fund-urile au fost nevoite la un dat să acopere o parte din short, a scăzut până la 20%, acum a crescut înapoi înspre 40%. Și același lucru se întâmplă acum și la NIO și asta e un lucru destul de îngrijorător. Eu, părerea mea personală este că acest lucru a dus la stagnarea prețului acțiunilor din ultima perioadă. Să încercăm să facem o suprapunere și cu graficul evoluției prețului. Comparând graficele, se vede că creșterea prețului acțiunilor a dus la creșterea short interestului. Când a devenit foarte mare, aceștia au reușit să dea jos prețul, după care a scăzut, iar short interestul a reușit să mai crească înapoi prețul acțiunilor, iarăși a crescut și tot așa. Ce pare să existe o corelație destul de bine închegată între short interest și evoluția prețului lui NIO din ultimele săptămâni. Partea aceasta de scădere de aici coincide cu explozia lui GameStop și faptul că cei care erau short au început probabil să se teamă că vor păți ceva asemănător, pot să pățească și aici ceva asemănător cu ce s-a întâmplat pe GameStop și au început să-și închidă pozițiile. După care, exact și la GameStop, după ce a atins un minim, a început să crească din nou și acum suntem aproape de 46%. Și 46% înseamnă că într-o zi de trading, 46% din acțiuni care sunt tranzacționate sunt de fapt
pe short, deci pe scădere. Acest lucru s-a suprapus și cu o scădere constantă a volumului de tranzacționare de la în jur de 70 de milioane de acțiuni pe zi până la 48 cât sunt acum. Această scădere de volum a existat și anul trecut în noiembrie și când a ajuns în jur de 40 de milioane, după aceea la un dat prețul acțiunilor a sărit cu 10-20%. Posibil poate să vedem acest lucru și acum dacă mai apar alte vești pozitive cu NIO. Dar nu este exclus să vedem încă o cădere de 10-20% dacă cei care shortuiesc acum mențin pozițiile și eventual și le și măresc. Iar o parte din cei care au ieșit aici vor intra din nou și iarăși va crește short interest-ul. Și în condițiile în care volumul de tranzacționare nu tinde să se mărească, ar putea avea succes în a duce prețul din nou jos, poate chiar înspre 40 de dolari. În mod absolut clar, acest grafic arată faptul că aici e vorba de investitori instituționali, deci nu doar de investitori individuali, care și în general cred că pe NIO sunt pe partea de long. E posibil ca și Citron să fie printre cei care shortuiesc din nou NIO, deși la un moment dat anunțaselor că și-au închis poziția, asta a fost acum 2 ani aproape și că au trecut pe long. Mai ales că acum știm că Citron nu mai anunță când intră short pe pe acțiuni, au spus lucrul acesta. Deci în momentul ăsta nu putem ști dacă sunt și ei sau nu între cei care shortuiesc acțiunile. Aici o atenționare pentru cei care au acțiuni la NIO și le-au făcut disponibile pentru a fi împrumutate de short selleri. Într-adevăr, asta le poate le aduce un anumit profit dacă le împrumută, dar în caz că brokerul la care sunt înscriși dă faliment și iau acțiunile împrumutate, le-au pierdut. Deci au pierdut toți banii. Dacă brokerul dă faliment și acțiunile sunt pe numele tău, nu sunt împrumutate nimănui, nu contează faptul că a dat faliment, se transferă acțiunile în altă parte, la alt broker și îți rămân toți banii. Dar dacă sunt împrumutate, e posibil să rămâi fără niciun ban în caz că brokerul dă faliment. E ceva asemănător cu ceea ce se întâmplă la bănci. Dacă o bancă dă faliment, în afară de fondurile garantate de stat, dacă tu ai mai mulți bani acolo, banca a dat faliment, toți banii ei pierdut, care nu sunt garantați de stat. Pe când dacă ai acțiuni sau bonduri la o anumită bancă și banca dă faliment, tu rămâi totuși cu acțiunile, îți rămân în proprietatea ta. Deci, atenție pentru cei care sunteți la Robinhood sau la alți brokeri din cei mai tineri, Webull, ce i-a apărut de curând, care e posibil din cauza GameStop-ului să GameStop să aibă probleme și unii să se poată trezi într-o situație de a-și declara chiar faliment. Atenție iarăși, nu spun că se va întâmpla mâine sau există 90% probabilitate să întâmple așa ceva. Dar e o teză de luat în considerare, pentru că riscul nu este sub 1% sau 5%, să spunem. E probabil deja mult mai mare de atât în acest moment. Rămâne de văzut ce se va întâmpla și cu GameStop pe zilele următoare.
Chiar dacă a ajuns la 50 de dolari, am văzut că a început să mai crească. În aftermarket era pe la 60. Deci nu se știe. Piața este foarte, foarte volatilă în acest început de an. Astfel încât eu vă recomand să verificați pe F-Inter, se poate vedea care e graficul short interestului săptămâna următoare și săptămâna care urmează. Există posibilitatea deci să se ducă iarăși peste 40 la 50-60%, mai ales dacă cumva iarăși prețul se va duce de la 57 cât e acum, 50-70-50, înspre 59-60. S-ar putea să avem și procentul ăsta să crească de short seller, să crească la 60-70, să ajungă poate iarăși pe la 75-80. Sunt în mod clar există instituții care vedem de pe grafic că au shortuit NIO din anul trecut, iar acest lucru le-a adus pierderi până acum, pentru că NIO în final de la din aprilie încoace cam a fost în trend pe decreștere. Și probabil că șosele nu prea au reușit să facă profit pe NIO până acum. Aceasta este o caracteristică a oamenilor. Am pierdut bani pe o anumită acțiune. Încerc cu orice chip să-i recupereze înapoi, tot acolo. Și posibil ca unii acum să intre din nou și să încerce din nou să dea jos prețul lui NIO să-și recupereze din banii pierduți. Deci, mare grijă, nu vă speriați totuși ușor. Eu cred că pe termen lung NIO va avea succes și nu prețul acțiunilor va fi totuși pe un trend ascendent în continuare. Asta este oricum, deci, părerea mea personală, nu luați ca literă de lege. Fiecare e dator să-și facă propria cercetare și să hotărască ceea ce consideră el că crede că se va întâmpla și ce își face cu banii lui în continuare.